Bună dimineața! Mă bucur să vă salut la conferința de presă pe care o organizăm astăzi. Eu mă numesc Valeriu Pașa, sunt membru a inițiativii civice Cetățeni pentru Europa. La rândul meu sunt și președinte a Asociației Obștești Comunitatea Watchdog. Am onoarea să moderez conferința noastră de astăzi, pe care am decis să o organizăm cu scopul de a prezenta rezultatele pe care le-am acumulat într-o lună de zile de la anunțarea publică a inițiativii noastre. Alături de mine am câțiva colegi, membri ai inițiativei. Voi începe la dreapta, la stânga. Este domnul Vadim Pistrinciuc, director executiv al IPIS. O avem alături de noi pe doamna Ludmila Roșca, care este formator la Institutul de Administrație Publică al USM. Este doamna Veronica Boboc, care este directoare executivă a Centrului Media pentru Tineri, o organizație cu experiență extraordinară în implicarea tinerilor în tot ce înseamnă dezvoltarea industriilor creative și a jurnalismului. Avem alături de noi pe Dmitri Moruz, activist civic cu tot o experiență foarte interesantă, care vine de la Sudul Republicii, de la Cahul. Astăzi vom vorbi despre ce am reușit deja, vom face mai multe precizări despre ce este și ce nu este inițiativa civică Cetățeni pentru Europa și vom transmite și niște mesaje care sperăm noi să ajungă la cât mai mulți cetățeni. O să îi ofer cuvântul domnului Vadim Pistrinciuc. O să organizăm așa un mic efort logistic aici, astfel încât să fie înregistrarea ok. Bună ziua și bine v-am găsit la acest eveniment al inițiativii Cetățeni pentru Europa. Primul lucru la care trebuie să răspundem cu toți este de ce facem parte din această inițiativă. Acum 20 de ani în urmă, Republica Moldova a semnat primul document strategic de relații cu Uniunea Europeană, Planul de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, primul document prin care nu doar ne spunem unde vrem să mergem spre Europa, dar prin care noi atunci ne-am angajat să facem niște transformări, niște schimbări în țară care să ne apropie mai mult de aceste standarde. Iată că astăzi suntem deja la momentul frumos, de fapt, bucuros de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, dar pe mine personal mă încearcă sentimente diferite și inclusiv și un sentiment ușor de mâhnire că ne-a luat tocmai 20 de ani să ajungem aici. 20 de ani cu foarte multe, mulți pași înainte, dar și cu mulți pași înapoi, 20 de ani de separare de familii, 20 de ani de proteste, nemulțumiri, revoluții unde le-au numit, multe partide la guvernare, multe guverne urcate, coborâte și 20 de ani de multă suferință. Dar totuși noi suntem aici, suntem la ultima linie, să spunem, la ultima 100 de metri, dacă dorim, și de noi depinde ce vom face mai departe. Păi iată, dacă tot ne-a luat 20 de ani să ajungem aici, cât de straniu ar fi să fim indiferenți față de ceea ce se întâmplă acum în țară. Este evident că în politică este loc pentru intrigi, pentru operare cu falsuri, dar ceea ce se întâmplă astăzi, când ideea noastră de țară, cea să fim parte a Europei, când, de fapt, direcția aceasta de mișcare organică a Republicii Moldova pentru o țară europeană este în fiecare zi bombardată cu știri false, în fiecare zi se încearcă înlocuirea realității. În fiecare zi observăm pe toate rețelele sociale, pe toate, să spunem așa, de pe toate site-urile anonime sau de autor, falsuri inclusiv făcute cu inteligență artificială, foarte multe manipulări care afectează această cale a fiecăruia din noi de 20 de ani. De aceea, pentru noi, este foarte important să nu lăsăm subiectul viitorului nostru european doar la latitudinea și la discreția politicului. Este foarte important să înțelegem că adevărul despre
Europa, adevărul despre calea noastră europeană, este mult mai importantă decât un simplu exercițiu politic. De aceea, noi considerăm că pentru fiecare cetățean care îi pasă de viitorul acestei țări, fiecare cetățean mâhnit de cât de grea a fost calea să ajungem aici, este crucial, de fapt, să nu fim indiferenți, să nu râdem de cele falsuri care uneori sunt atât de stupide cât trezesc reacții ironice, dar să încercăm să ne implicăm, să fim voluntari, voluntari prin a discuta cu alți oameni, voluntari în rețelele sociale, să încercăm să spargem aceste tiparuri false, să oprim acest război informațional și să comunicăm cel mai mult cu cetățenii noștri care au nevoie de o părere corectă, echilibrată și au nevoie să cunoască adevărul. Ce este această campanie Cetățeni pentru Europa? Este o inițiativă civică, este absolut apolitică, deci noi invităm în calitate de voluntari sau de cei care vor să sprijine inițiativa pe persoanele de orice viziuni politice. Deci nu facem niciun fel de filtre, să zic așa, cineva a fost cu cineva sau altcineva, cum se face des la noi în politică. Este o inițiativă pentru toate comunitățile etnice, fiindcă Europa înseamnă o conviețuire inclusivă, armonioasă a etniilor și a celor care vorbesc diferite limbi și au altă cultură. Cu siguranță că este o inițiativă care are scopul să aducă în primul rând adevărul despre Europa. De ce acum? Fiindcă Republica Moldova și societatea noastră este cel mai mult sau este ținta unui adevărat război informațional. Și în mod evident că noi nu putem ca și cetățeni care am trecut împreună această cale de 20 de ani sau chiar mai mult, unii o să consideră de la independență că a început această cale. Deci nu putem să lăsăm totul doar pe seama unor dezbateri politice sau competiții politice. Pentru noi foarte mult contează ca în societate să existe mai multă comunicare, în societate să fie mai multă rezistență la aceste falsuri, iar cei care încearcă de atât de intens să manipuleze cu gândirea oamenilor, să înlocuiască realitatea obiectivă cu una inventată și una falsă, să, a câta oară, să sufere un eșec. De aceea, eu înțeleg foarte mult că mulți oameni, ca și fiecare din noi, are griji cotidiene, are griji profesionale, are opinii și păreri. Fiecare este într-un fel supărat pe realitățile care ne înconjoară, pe schimbările care se fac nu atât de repede cum am dorit noi, dar în acest moment este foarte important, sunt importante două lucruri. Primul este să comunicăm. Să comunicăm cu cetățenii noștri oriunde s-ar afla și în orice limbă ar comunica ei. Nu trebuie să segregăm, nu trebuie să ne uităm la anumite părți sau comunități din Republica Moldova ca la ceva aparte. Nu. Trebuie să comunicăm cât de greu n-ar fi acest lucru. Al doilea lucru este să fim uniți, să ne unim în diferite inițiative. Noi avem această inițiativă, Cetățeni pentru Europa, și colegii mei vă vor spune de ce au ales ei să facă parte din inițiativă și avem deja sute de voluntari care au aderat, dar sunt și alte inițiative. Deci apelul meu către fiecare din cel care ne privește și care ne aude astăzi este să fim parte la această inițiativă, indiferent de meseria pe care o avem, încă o dată de comunitatea în care trăim, limba care o vorbim. Colegii vor da și date unde puteți să vă înscriți în calitate de voluntari, dar chiar și atunci când nu doriți sau nu aveți posibilitatea să o faceți, apelul este să nu fiți indiferenți. Vom fi uniți chiar dacă dumneavoastră și în mod individual veți decide să comunicați cu cei care de foarte multe ori sunt victimele acestei dezinformări destul de cinice și aș spune eu antinaționale. Încă o dată, sunt toți bineveniți în această campanie. Este un moment crucial pentru noi, crucial fiindcă prea lung și prea greu a fost drumul să ajungem aici și ar fi un mare păcat să scăpăm o oportunitate care urmează să pună această țară
dacă doriți, la un adăpost mai bun, să pună această țară acolo unde este locul, să fie o țară bogată, în care oamenii să trăiască bine, în pace și drepturile și libertățile cărora să fie respectate. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc frumos, Vadim! O să-i ofer cuvântul doamnei Ludmila Roșca. Cred că se aude așa. Da, se aude. Ne ținem alături. Da. Vă rog, doamna Roșca. Prieteni, folosesc și eu termenul 20 de ani. Acum 20 de ani m-am implicat în promovarea valorilor europene în școală, în instituțiile de învățământ, inclusiv cel superior. În această nouă, să-i spun așa, comunitatea internațională despre care astăzi se vorbește, spațiul european al educației, am văzut un tip nou de relații între cadrele didactice, între cadrele de cercetare. Am fost în mai multe mobilități cu programul Erasmus+. Toate acestea m-au determinat continuu să văd semnificația integrării europene și a programelor de instruire și educație. Dragi colegi, știm cu toții că rolul profesorului în societatea contemporană este mult mai mare decât a transmite cunoștințe, a învăța să studieze elevii și tinerii. Ei, prin tot ce fac, inclusiv activități extracurriculare, educă societatea, promovează un set de valori. Și vă rog mult să vă implicați în această activitate civică și să explicați compatrioților noștri ce avantaje avem noi integrându-ne în Uniunea Europeană și ce ne așteaptă în cazul unor eșecuri, unor abateri de la acest curs. Mă adresez de asemenea funcționarilor publici care cunosc mai bine cei activi dintre ei care au aplicat la proiecte europene, cunosc mai bine ce ajutor și în ce condiții îl oferă Comisia Europeană. Vă rog mult, dragi funcționari publici, implicați-vă mai activ, fiți mai insistenți și mai corecți când vorbiți despre implementarea proiectelor europene. Mă adresez tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Haideți să salvăm viitorul bun al țării noastre, având această oportunitate. Aceasta este calea de dezvoltare, de promovare a omeniei, a demnității umane, a dezvoltării unei societăți coezive, inclusive, reziliente în țara noastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos, doamna Roșca! În cele ce urmează, voi oferi cuvântul lui Dmitri Moruz. Добрый день, друзья! У нас будет сегодня чуть-чуть речи и на русском языке. Я очень рад, что меня пригласили в эту инициативу. Меня зовут Моруз Дмитрий. Так выходит, что на сегодняшний день я гражданский активист, но у меня достаточно, как выразились коллеги, интересный опыт. Я успел поработать и муниципальным советником в Кагуле, и директором агентства межэтнических отношений, и у меня достаточно много, скажем так, обратных связей, которые я успел увидеть. Но вот мы до этого выступления обсуждали и думали, как бы, что как-то надо объяснить, да, что-то надо как-то рассказать людям. Я считаю, что каждый раз, когда вот я пытаюсь объяснить людям европейские ценности, мне как будто бы я ловлю себя на мысли, что ничего объяснять не нужно, люди сами все понимают. Вот я из жизни понял, что люди сами по себе, если им не мешать, они принимают достаточно правильные решения.
Да? Когда нужно, находят работу, когда работы нет и видят вокруг, что нет возможности, садятся в маршрутку и уезжают за границу. Я сам провел 10 лет за границей, проработав в Москве все это время. И увидев вот надежду, что в Молдове можно что-то делать, я приехал и начал работать. И да, я русскоязычный, я очень много общаюсь и в семье, и с друзьями. И вот как будто бы есть такие две реальности. Вот, русскоязычные граждане Молдовы почему-то много чего боятся, да, вот, опасаются. И, а мне как бы легче, я как бы могу читать информацию и в одних СМИ, и в других СМИ. Я понимаю, что как бы людям немножко тяжело в нынешних условиях, да, и в связи с дезинформацией, и в связи с... Они все понимают, что такое дезинформация, да. Вот, например, моя мама не понимает, что такое дезинформация. Она думает, ну, если кто-то врет, ну и врет. А нет. Если кто-то преднамеренно врет и пытается чуть-чуть, скажем, помешать людям принять правильное решение, то это решение действительно может как бы испортить жизнь, да, испортить будущее. Может быть, кто-то уже не думает о будущем, но мы думаем о будущем, и о нашем, и о будущем детях, о детей. Я хочу сказать, что Европейский Союз — это проект, да, многие из нас уже там были, у многих из нас там есть родственники, у меня там брат сейчас. Это проект, который открыт для всех, да, вне зависимости от религии, языка, предпочтений политических и все тому подобное. И я очень рад, что этот проект, он не политический проект. Да, если можно что-то назвать, в чем граждане Молдовы разочаровывались больше всего, мне кажется, это было в политических проектах. Сейчас у нас есть возможность, да, и я вот как бы говорю это так, как я говорю это у нас на кухне дома. Сейчас у нас есть возможность, во-первых, быть небезразличными, во-вторых, нашим участием, которое мы обычно привыкли выражать на выборах, да, выражая поддержку какой-то политической партии, потом видя, что они приходят и не выполняют то, что мы хотим, но мы им как бы помогли вырасти, да, вот у нас сейчас есть возможность расти не политические партии и не там разных деятелей, а расти самих себя, да, и сделать какой-то вклад в то, что действительно может за очень короткое время улучшить нашу улицу, которую мы не могли улучшить, потому что денег в местном бюджете не было, да, улучшить нашу культуру, понять ее немножко лучше. И да, мы очень много в агентстве межэтнических отношений говорили про социальную сплоченность, да, это тоже, что мы не очень понимаем, но мне кажется, это очень хорошая возможность на самом деле объединиться, может быть, да, что не всегда легко, не всегда понятно, но вот если мы как бы перестанем, наверное, самая главная преграда — это безразличие, да, вот если мы перестанем относиться к вещам безразлично и помогать разбираться нашим коллегам, друзьям, родственникам в том, что действительно правильно, то будет проще. У инициативы есть сайт, да, moldova.eu. Я призываю всех, кто имеет чуть-чуть свободного времени, так же, как и я, записаться на ней как волонтер, да, и уделять чуть-чуть времени. Но и в неформальном режиме просто немножко переживать за это. Мне кажется, это то время, когда нужно чуть-чуть переживать. Да? Это дело, которое касается каждого из нас лично. Да? Это не что-то абстрактное. Это не что-то из телевизора, это не что-то, скажем так, придуманное. Это действительно может изменить нашу жизнь и изменит к лучшему. Я в это верю. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Действительно важно показать и доказать, что в Молдове не существует двух реальностей, что вне зависимости от того, на каком языке мы общаемся, какова наша этническая принадлежность, мы все живем в одной единственной реальности. И если кто-то пытается даже от этого абстрагироваться, это не получится, потому что мы в этом все вместе, мы все граждане Молдовы, мы здесь живем и должны принимать
мнение друг друга, с одной стороны, общаться, проводить цивилизованные дебаты и принимать общие решения, потому что нам всем в этом жить, нам всем с этим жить после этого. Mulțumesc! O să-i ofer cuvântul doamnei Veronica Bobo, care este director executiv al Centrul Media pentru Tineri. Vă rog, doamna Bobo. Bună ziua tuturor! Vreau să zic că sunt aici în primul rând ca cetățeancă acestei țări, acestei țări care este cu bune și cu rele, dar care mie mi-este dragă și vreau să contribui la dezvoltarea ei prin informarea cetățenilor. Domeniul comunicării este ceea ce mă definește și crezul meu este că atâta timp cât oamenii sunt informați, cât gândesc critic, e mai greu să-i prostești, să le induci starea de frică, ură, iar cetățenii care sunt informați pot dialoga, pot lua decizii informate și cu siguranță pot aduce dezvoltarea acestei țări. Sunt aici pentru că și eu, ca și mulți dintre voi, observ cum minciuna și prostia ia amploare, cum dezinformarea și propaganda otrăvesc mințile noastre, mințile oamenilor, ori Comunitatea Cetățeni pentru Europa și-a propus să informeze, să explice, fără angajamente politice, ce se întâmplă în țară și ce urmează să alegem în cadrul referendumului de pe 20 octombrie. M-am alăturat acestei comunități și pentru că consider că împreună, unindu-ne forțele, putem opune rezistență celor care ne bombardează informațional zi de zi și ne implică în acest război informațional. Sunt aici și în calitate de reprezentant a societății Obștești, Asociației Obștești Centru Media pentru Tineri, organizație neguvernamentală care mai bine de 20 de ani contribuie la dezvoltarea tinerilor, promovează libertatea de informare și exprimare, libertatea de participare. Am implementat 10 de proiecte care au educat și informat mii de tineri. Învățăm tinerii să se implice în viața civică, să ia atitudine, să spună fără frică despre nevoile și aspirațiile lor, despre inegalitățile și actele de corupție cu care se confruntă și să promoveze istoriile frumoase prin jurnalismul civic. Proiectele pe care le-am dezvoltat și le dezvoltăm inspiră, dezvoltă tinerii. Prin ele aducem bani în țară, plătim taxe, impozite, suntem un exemplu de transparență și corectitudine și în felul acesta punem umărul la dezvoltarea societății civile în Republica Moldova. Am stabilit împreună cu echipa, vreau să zic că chiar este un angajament organizațional, să informăm tinerii și adulții despre ce ne oferă parcursul european al țării, să promovăm participarea tinerilor la referendumul din 20 octombrie ca pe un angajament civic. Ne-am angajat să intensificăm ceea ce facem de mulți ani, să promovăm educația media, să facem educație media, să oferim tinerilor informații, explicații, să combatem dezinformarea și propaganda și acele falsuri legate de integrarea UE. Chiar vreau să vă zic că ieri am participat la o tabără media pe care o organizăm noi, o tabără pentru tineri, și am fost uimită să aflu că foarte mulți tineri nu știu de fapt ce se va întâmpla pe 20 octombrie. Unii au zis că vom alege cursul european al țării, alții au zis că vom spune da sau nu dacă ne integrăm în UE. Însă noi știm că, de fapt, la referendumul din 20 vom alege felul în care acesta se va regăsi în Constituția Republicii Moldova. Deci aceasta înseamnă că foarte mulți tineri sunt încă neinformați corect, ceea ce lasă loc de interpretare, ceea ce lasă loc de erori și de manipulare. În acest context, îndemn și alte organizații ale societății civile să se implice în acest angajament de informare a tinerilor și adulților, pentru că rolul nostru ca societate civilă este să contribuim la consolidarea democrației, să susținem cauzele și interesele sociale, să acționăm în interesul cetățenilor. Iar prin aderarea la comunitatea UE, ne aliniem la valorile respectării demnității umane, libertății, democrației și egalității,
Acum ca niciodată este nevoie să ne coalizăm eforturile, ori riscăm să egalăm cu zero tot ce am muncit și am făcut în acești ani, ori peste noapte să fim declarați agenți străini și cu adevărat există acest pericol și da, recunosc că acesta este încă un motiv în plus de ce am aderat la Comunitatea Cetățeni pentru Europa. La fel vreau să fac apel către tinerii care sunt activi pe rețele sociale, care au comunități de urmăritori, mai mari, mai mici, nu contează. Conținutul despre dezinformare, despre manipulare, despre integrarea UE, cu siguranță că nu o să vă aducă mari vizualizări și nu o să puteți monetiza, însă cu siguranță veți fi mândri și veți contribui la informarea semenilor voștri și cu siguranță nu îmi doresc sau nu aș vrea să știu că într-o zi ați putea să nu aveți această libertate de exprimare, să nu aveți această libertate de a vă exprima liber opiniile. Nu vreau să știu că ați putea fi într-o zi arestați chiar pentru faptul că împărtășiți alte valori sau pentru că criticați un partid politic ori un politician, ori că sunteți de altă etnie, ori împărtășiți diversitatea. Convingeți semenii voștri, comunitățile voastre, că este important să facem această alegere și să participăm la referendumul din 20 octombrie. Nu fiți simple spectatori ai acestor timpuri istorice în care trăim și vorbiți-le tinerilor, vorbiți-le părinților, bunicilor, că odată ce au ales să facă în casele lor euro-reparație, este important să facă și euro-alegere în țară. Pentru că noi, cetățenii pentru Europa, vom avea foarte mult conținut pe rețele sociale, vă îndemn să urmăriți comunitatea noastră pe toate rețelele, să distribuiți, să împărtășiți, să vă alăturați, pentru că cea mai multă dezinformare și manipulare, vedeți, este pe rețelele de socializare, ori multă lume exact de acolo se informează. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a mă adresa public și vreau să cred că la 20 octombrie vom fi mulți cetățeni pentru Europa și vom fi mândri pe cât de mulți suntem. Mulțumesc frumos, doamna Vovoc. Mulțumesc. Bine. Eu am încercat să fac și un bilanț, să spun ce am reușit până acum, nu înainte să mai spun un lucru. Pentru că mulți umblă cu sperietori despre cine va avea de pierdut de pe urma aderării la Uniunea Europeană. Nu îi spun că agricultorii, cred că orice agricultor care și-a depus un minim efort să informeze, înțelege foarte bine că probabil agricultorii vor avea de beneficiat cel mai mult de pe urma suportului care vine constant pentru toți agricultorii europeni, dincolo de piață de exporturi, acces la tehnologii și multe altele. Unii spun că bătrânii, nu este adevărat, deci există tot felul de programuri de suport și se vede nivelul de trai a bătrânilor în țările Uniunii Europene, chiar și în țările noi, în țările care au aderat relativ recent sau chiar recent. Eu vă spun cine are de pierdut, cu siguranță dacă o țară îndeplinește criteriile și este suficient de consolidată din punctul de vedere a statului de drept și a democrației ca să intre în Uniunea Europeană. ONG-urile. Iată cine cu siguranță o să aibă de, putem să o numim într-un fel pierdut, adică o să aibă mult mai puțin finanțare, sunt ONG-urile. Pentru că în momentul în care o țară este considerată suficient de consolidată democratică să devină partea Uniunii Europene, vin mai puține fonduri pentru consolidarea democrației, pentru programe de educație de diferite feluri care le implementează ONG-urile. Și poate părea un paradox, dar noi suntem absolut ok cu asta. Nu știu dacă toți colegii din societatea civilă, dar sper că toți sunt absolut ok cu faptul că
o să trebuiască să-și caute altceva de lucru sau să-și redirecționeze munca lor în altă parte. Efectiv, acest apel îl fac. Haideți toți să punem umărul ca să avem mai puțin de lucru. Pentru că așa sau altfel, astea sunt dezideratele care sunt scrise în statuturile, în misiunile organizațiilor noastre, să consolidăm statul de drept, să consolidăm democrația, libertatea în țara noastră. Bun. Din momentul în care am anunțat public acum o lună inițiativa Cetățeni pentru Europa, am făcut îndemnuri către cetățeni să intre pe acest site moldova.eu, unde există rubrica Implică-te și să se înscrie în calitate de participanți voluntari la această campanie civică. De atunci avem până la ziua de ieri peste 360 de oameni care s-au înscris, dintre care aproximativ 100 sunt concetățeni de ai noștri din diasporă. Deja avem oameni din Chișinău, din împrejurimi, practic din toate raioanele și din autonomia găgăuză. Dacă vorbim cei peste hotare, sunt peste 20 de țări din care sunt voluntari înscriși și le mulțumim foarte mult. Ce am făcut noi, la fel în perioada aceasta, am creat un mic staff de campanie, am găsit o locație de unde ne organizăm, unde ne întâlnim. Am invitat voluntarii din Chișinău și din raioanele din preajma Chișinăului. Aproape 100 de oameni deja au fost la aceste întâlniri, unde discutăm despre cum ne vom organiza pe viitor. Și avem foarte multe opțiuni de implicare. Deci cum poți să contribui la inițiativa Cetățeni pentru Europa? Vom merge în caravane prin localitățile din întreaga țară să vorbim cu cetățeni. Aparte, vom avea o campanie activă online. Deci dacă sunt cetățeni care se simt mai confortabil să contribuie prin a distribui conținut pe rețele sociale, prin a face postări, în special cei dintre voi care sunt, nu știu, mai activi, au pagini pe TikTok, pe Facebook, pe orice platformă, sunteți bineveniți alături de noi. Noi o să vă ajutăm cu idei, cu mesaje, pentru că avem în spate și o expertiză solidă despre comunicarea strategică. Respectiv, vreți să faceți campanie digitală, vă așteptăm alături de noi. Sunt sute de cetățeni care deja au declarat că sunt gata să doneze și din țară și de peste hotare, pentru că vom avea nevoie și de fonduri pentru a face materiale informative, pentru a face niște pancarte, stickere și multe alte lucruri. Și le suntem mulțumiți. În scurt timp vom putea deja desfășura această campanie de crowdfunding. Ce vom face noi? Pentru că, în mod evident, avem și perioada electorală în față și este foarte clar, noi nu vom face campanie electorală, nu este munca noastră, nu este dreptul nostru. Noi facem campanie de informare și combatere a dezinformării. Și vreau să vă spun că sunt foarte multe neînțelegeri sau chiar falsuri în care cred foarte mulți cetățeni. Începând de la subiectul referendumului, pentru că mulți oameni, parcă nici nu știu că o să fie referendum, sau ceva au auzit, dar nu înțeleg în ce este esența acestui efort. Cum votăm? Când votăm? Se face confuzie între alegerile prezidențiale și referendum și rolul nostru, în calitate de inițiativă civică, este să explicăm aceste lucruri tuturor, indiferent de opțiunile pe care le-au. 2. Foarte mulți cetățeni de-ai noștri cred în tot felul de sperietori. Nu este de mirare, având în vedere zecile de milioane de dolari care se pompează anual în toată mașinăria aceasta de propagandă și de minciuni. Noi le putem opune activismul nostru. Să ajungem la fiecare om. Să inspirăm pe cei care înțeleg realitatea. Scopul nostru este ca pe 20 octombrie oamenii să facă o alegere bazată pe cunoștințe, pe înțelegerea lucrurilor adevărate și nu pe niște sperietori. Da? Deci să ne apărăm viitorul de această minciună. Altfel, ca societate, suntem expuși unui risc foarte mare. Să pierdem o oportunitate unică care nu știm când și dacă se va mai ivi.
În perioada următoare planificăm să desfășurăm sesiuni de instruiri cu voluntarii noștri. Avem specialiști care să îi înarmeze cu cunoștințe și argumente despre cum anume trebuie să combatem aceste falsuri. Vrem să mergem prin țară, să organizăm întâlniri, respectiv facem apel în special către cetățeni din afara Chișinăului să se implice, să vină alături de noi, fie în format digital, fie în format fizic. Fiecare poate contribui, fie vorbind cu vecinii, cu rudele, cu consătenii, cu colegii de serviciu, fie postând un conținut, un video, o postare pe rețele sociale. Este și aceasta o formă foarte eficientă și foarte importantă de comunicare. Facem apel către toți să se înscrie pe această platformă dacă vor să contribuie, indiferent de cât de mult timp aveți. Dacă aveți mult timp liber, vă așteptăm pe mult timp și o să vă găsim o ocupație. Dacă aveți efectiv jumătate de oră pe săptămână, o să găsim ceva cu ce puteți contribui. Nu aveți nici timpul ăsta, dar vreți să contribuiți la informarea cetățenilor, să inspirăm întreaga societate, să arătăm că suntem mulți, atunci o să veniți la noi, o să vă dăm un sticker, o să-l puneți pe mașină. O să vă dăm o pancartă și o să o puneți la balcon sau la poartă. Și în felul acesta tot putem contribui. Deci fiecare, important să nu rămână dezinteresat și să vrea. Important este să ieșim din această zonă de confort unde fiecare își ia deciziile doar pentru el și nu contribuie pentru societate. Spuneam că am contactat marea majoritate a voluntarilor care s-au înscris. Pe unii nu i-am găsit. Vă rog frumos să nu vă supărați dacă nu v-am contactat încă. Vă rog frumos să verificați cutiuțele poștale. V-am expediat mesaje pe e-mail. Sau să intrați, vă rog frumos, pe platforma moldova.eu să vedeți această formă de implicare și să verificați dacă ați lăsat numărul de telefon corect. Noi chiar am încercat să ajungem la fiecare dintre domniile voastre. La ce ne așteptăm și deja am observat, așa cum a menționat colegul Vadim Strânciuc, noi nu facem aici filtre, noi suntem deschiși pentru toată lumea, facem apel către toți, avem aderenți deja din regiune, avem oameni care astăzi fac parte din diferite partide și este absolut ok. Noi suntem o inițiativă non-partinică, nu punem niciun fel de piedici. Avem deja aderenți primari, mai mulți primari din diferite regiuni și pe calea asta mă adresez către primari, către administrațiile publice locale. Mai bine decât voi, nu înțelege nimeni cât de importantă este integrarea europeană. Și în ce constă? Ați avut toți posibilitate să mergeți, să vedeți în România, în alte părți, cum se schimbă fața, calitatea vieții în localități datorită procesului de integrare europeană. Și facem apel către voi să vă implicați, să veniți alături de noi, să contribuiți la această campanie, pentru că aveți probabil cea mai mare autoritate cumulată în rândul cetățenilor din Republica Moldova. Și puteți să contribuiți simplu, nu este neapărat să mergeți alături de noi la fiecare poartă. Puteți să faceți o adresare în format video către cetățeni și în felul ăsta să contribuiți foarte mult. Dar, repet, pentru noi nu facem niciun fel de filtre, ne așteptăm și la atacuri la adresa noastră, eventuale provocări. Asta e, noi nu putem opri, noi știm ce metode murdare uneori folosesc cei care duc acest război informațional. Suntem și vom fi și noi țintă, ne așteptăm la diferite provocări, ori pot să ne infiltreze oameni care ulterior se vor dovedi compromiși sau vor face careva lucruri mai puțin etice. Nu putem să ne protejăm de ele, asta nu ne va opri, noi știm că avem o cauză nobilă și vom duce la sfârșit. Și un ultim apel către toată lumea care dorește să contribuie la informarea cetățenilor, la promovarea informațiilor corecte despre integrarea europeană. Vă rugăm frumos să intrați pe site-ul moldova.eu și să veniți alături de noi. Vă mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări, stimați jurnaliști, vă rugăm. Bună ziua, Iulia Sarvan, jurnalist. Voiam să vă întreb până la acest moment câți voluntari aveți? Spuneam, avem 363, cred că erau ieri, înscriși pe platformă.
Din nou, nu toți cei care s-au înscris sunt dornici să meargă din poartă în poartă, din ușă în ușă, să vorbească cu toată lumea. Acolo sunt și cei care doresc pur și simplu să doneze o mică sumă de bani, iar unii sunt dornici să contribuie în format online. Și noi o să-i organizăm transparent, nu ascundem, nu facem, nu știu, tot felul de grupuri ascunse, secrete, nu. Deci o să facem foarte transparent, foarte pe față. Dar spuneți că aveți nevoie și de investiții sau donații mai degrabă. Aproximativ, cam de câți bani ne-ați avea nevoie ca să puteți să faceți o muncă? Da, iată. Ca și orice inițiativă civică, sau cu orice inițiativă care vine așa, v-am spus că a fost o decizie cumva ad hoc, pe de o parte, emoțională a multor de noi, când am văzut cum a început toată învălmășala asta cu știrile false. Noi să ne conducem de principiul, ne încălțăm în păpucii care îi avem. Deci nu, deja am fi dorit să avem multe resurse pentru clipuri profesioniste și așa mai departe. Sunt alte organizații care vor veni cu proiecte mai mici și vor susține. Avem niște colegi care știu mai bine ca mine, cel puțin, să facă aceste scurte video explicative. Deci nu avem un buget fix sau un target, dar ne bucurăm că sunt oameni gata să contribuie, nu neapărat financiar, dar cu timpul lor, cu munca lor, cu expresia lor și să fie un pic agitați. Fiindcă este un moment important, o perioadă importantă în viața țării, cum a spus și Dumitru, și merită să fim un pic agitați, să avem un pic de emoții, că nu este atât de simplu. Da, mai simplu spus, fiecare poate să contribuie, deci în momentul în care poți să donezi 100 de lei, e bine. Dacă poți să vii cu mașina proprie și să iei încă 3 voluntari și să mergem împreună într-o caravană de aceasta în localități, prin raioanele țării, este și asta o contribuție foarte bună. Cât ține de donații, cât vom acumula, atât vom cheltui, mai mult nu va fi. Vor fi rapoarte. În acest scop a fost înregistrată recent și Asociația Obștească Cetățeni pentru Europa. În momentul în care o să avem acest instrument pentru a colecta donații online, vom face o conferință de presă și vom prezenta întreaga platformă în mod suplimentar. Între timp, cine dorește să contribuie, vă rugăm frumos să ne lăsați informația pe această platformă moldova.eu și noi ulterior o să vă contactăm. Atât? Da. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența. Pentru noi este foarte important să fim în presă astfel încât cetățenii să afle despre noi și să poată să adere. Mersi. Mersi mult. Mulțumim.